Salut! Sunt Vasile de la Ludicus și astăzi vă prezint un joc care pușcă la fix cu o seară petrecută împreună cu prietenii la o bere rece. Este vorba despre Bang, jocul vestului sălbatic. Componentele jocului sunt următoarele. Cărți de rol, cărți de caractere, cărți de acțiune, cărți rezumat, gloanțe pentru numărarea vieții și tabla de joc. În Bang, fiecare jucător are propriul lui scop. Șeriful câștigă dacă bandiții și renegatul sunt eliminați. Adjuncții de șerif câștigă sau pierd jocul împreună cu șeriful. Bandiții câștigă jocul dacă șeriful este eliminat. Renegatul este singur împotriva tuturor. Câștigă dacă sunt eliminați atât bandiții, cât și șeriful și adjuncții acestuia, dar obligatoriu ultimul eliminat trebuie să fie șeriful. La începutul jocului, fiecare jucător primește o tablă de joc, un rol, un personaj și o armă. Cărțile rol se așează cu fața în jos pe tabla de joc, excepție făcând șeriful. Șeriful este obligat să își dezvolte rolul. Fiecare jucător primește un personaj pe care îl așează cu fața în sus pe tabla de joc. Cartea personaj conține următoarele informații: numele personajului, abilitatea personajului și numărul de gloanțe pe care le primește, respectiv viața. Întotdeauna șeriful va primi cu o viață în plus față de câte vieți are cartea de personaj imprimată pe ea. Fiecare jucător trage un număr identic de cărți cu al gloanțelor de pe tabla de joc și prima tură poate să și înceapă. Pe tura ta poți face următoarele acțiuni. Tragi două cărți, joci oricâte cărți din mână, iar la sfârșitul turei, dacă ai în mână mai multe cărți decât gloanțe pe tabla de joc, decartezi cărțile în plus. După cum vă spuneam, scopul principal al jocului este cel de a-ți elimina adversarii. Șeriful bănuiește că Vulture Sam este bandit, așa că joacă o carte Bang. În cazul în care Vulture Sam nu are o carte de apărare, pierde un glonț, respectiv o viață. În cazul în care Vulture Sam are în mână o carte ratat, o joacă, iar șeriful a ratat lovitura. În Bang poți trage asupra unui jucător doar dacă îți permite distanța la care te afli față de acesta. Distanța se calculează în funcție de arma pe care o ai. Cu un colt 45 poți să tragi la o distanță de 1, fie în dreapta sau în stânga, cu alte cuvinte, doar în jucătorul de lângă tine. Pe parcursul jocului, cu ajutorul altor cărți, vei putea trage la o distanță mai mare. În Bang, cărțile de acțiune sunt de două feluri. Cărți cu chenar maro, pe care le joci și le decartezi, și cărți cu chenar albastru, pe care le joci în fața ta. Nu poți avea două cărți cu chenar albastru identice în fața ta. Cărțile de acțiune au diferite efecte. Unele îți permit să tragi asupra celorlalți jucători, să te aperi, să recuperezi vieți, să tragi cărți, să îți schimbi arma, să modifici distanța dintre jucători sau să trimiți pe cineva la închisoare. Cu ajutorul cărților rezumat, veți putea descifra cu ușurință efectele cărților de acțiune. Acesta a fost Bang, un joc de cărți unde interacțiunea între jucători, bluful și buna distracție sunt la ei acasă. Nu uitați și de celelalte produse din gama Batman.